Marea provocare din zona cripto. Domnilor și domnilor, ultima lună în zona cripto a arătat formidabil de bine. Dar avem acum înainte o provocare care ne interesează. Trebuie să vedem comparativ cu ciclurile trecute dacă mai avem o probabilitate să înregistrăm creșteri pe monedele alternative. Mulți se întreabă lucrul ăsta și foarte mulți dintre voi aveți banii băgați, puși, pariați dacă doriți, investiți pe monedele alternative, neapărat pe Bitcoin și pe Ethereum. De ce? Pentru că îți trebuie un capital mai semnificativ ca să faci bani folosind aceste prime două criptovalute din lume. O să discutăm lucruri importante astăzi pe grafice punctual, un clip poate mai neobișnuit aici pe canal decât celelalte, în care o să vizualizați mai mult graficele decât pe mine. Robert Rec împreună cu voi la un nou material, nu uitați de un like, subscribe și share. Plus că este important să apăsați clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm. Haideți să-i dăm bătaie. Domnilor și domnilor, suntem pe total 3, pe time frame de o săptămână, suntem pe weekly. Ce putem să observăm? Vedem că capitalizările totale ale zonei cripto, cu excepția Ether și a Ethereum, sunt în momentul de față la aproape 1 trilion de dolari, 974 de miliarde de dolari. În ciclu din anul 2018 am avut aici o creștere impresionantă și am ajuns până la 355 de miliarde de dolari pe altcoin-uri. Pe aici, cei noi nu aveți cum să știți lucrurile acestea, dar vi le spun eu, erau foarte puține proiecte în zona cripto. De aici, din 2018, din acest punct, din acest top și până în ciclu din noiembrie 2021, avem o creștere de circa 217% din punct de vedere procentual, care înseamnă undeva la peste 500 de miliarde de dolari. Da? Dacă aici am avut 350 de miliarde de dolari, aici a mers până în 1,1 trilioane. Deci discutăm de peste 500 de miliarde de dolari adăugați monedelor alternative. Ce s-a întâmplat în perioada asta? Au început să apară foarte multe proiecte în zona cripto, după care a urmat corecție, a urmat bear market-ul. Aici este o zonă, sau era o zonă foarte importantă de acumulat. Ultima, regăsindu-o prin 2023, prin decembrie. Eu am început să vorbesc pronunțat din 2022 despre zonele în care ne aflam aici. Cei care mă urmăriți canalul știți foarte bine lucrul acesta și cei care mă urmăriți pe toate rețelele, inclusiv pe X sau, de pildă, pe Instagram, știți deja toate lucrurile acestea. Provocarea mare pentru cripto în momentul de față, dragii mei, este să vedem dacă putem cel puțin să creștem cu 170%, 150% sau măcar 100% comparativ cu perioada 2018-2021. Unde ne-ar plasa? Dacă am crește nu cu 200, iată 17%, ci cu 177%, pardon. Păi ne-ar plasa pe la 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă o infuzie foarte mare de capital, dragii mei, în monedele alternative. Pentru cei care sunteți noi și nu înțelegeți ce sunt cu desenele astea, le prindeți din mers. După ce am evadat din acest bullish flag, am avut un breakout, vedem că ne îndreptăm înspre ce? Foarte, foarte important, înspre o zonă de supply majoră, care este aproape de topul bull marketului precedent din 2021. Vreau să înțelegeți că prima dată când am stabilit topul din mai 2021, a urmat o retragere. Nu vă lăsați înșelați, o să mai urmeze o retragere. Poate că o să fie în aprilie, mai, plus minus eroare sau marjă de o lună, nu știm cu siguranță. Dar până unde cred că o să mergem, până la acea corecție din nou pe capitalizările totale, ceea ce înseamnă că mai avem de crescut și aici, este cel puțin până în topul ciclului precedent din 2021. Nu mai avem mult până acolo. Analiza asta, cu evadarea din acest bullish flag, v-am făcut-o mai exact în septembrie-octombrie. Încă nu am plecat.
Și vă spuneam că din septembrie până prin decembrie, pe multe altcoin-uri vom vedea între ori 5 și ori 10. Mai ales cei din grupul premium de la noi de pe Discord, din Reu Capital, din școala noastră, aveți link oficial în descrierea acestui clip să mergeți să vă abonați neapărat, foarte important. Știu lucrurile acestea pentru că am vorbit despre lucrurile acestea. Și acum să facem o comparație. În ultima lună, pentru că cu această imagine, iată, am început acest material. Am avut deja creșteri pe o grămadă de monede foarte, foarte mari. 300% vedem pe Algorand. XLM, nu sunt neapărat Fanda, vedem 471%. HBAR, vă spuneam de acest token. Am un clip aici pe canal care se intitulează HBAR, da? Token al ecosistemului Hedera, un gigant care doarme. Citiți sau căutați titlul acesta și imersați-vă puțin într-un el, luați-l la purica și vedeți ce am discutat acolo. Teta, 140%, Sandbox-ul și mai avem de mers, 171%. Eagle-ul deja a început să miște și el. Nu mai vorbim de shitcoin-uri, Bonk-ul, da? STRK, ăsta din punctul meu de vedere mai are de mers. Atom, mai are și ăsta de mers. ADA Cardano, mă abțin să comentez pentru că nu sunt fan ce aș opta pentru alte active în detrimentul ADA, dar pentru cei care au fost inspirați se puteau face bani, desigur, și cu ADA Cardano și probabil că o să se poată face în continuare, pentru că acum atenția va migra sau va tranzita dinspre Ethereum, dar mai avem puțin, înspre large caps, monedele cu capitalizări de piață mai mari. Da? Vedem ADA Cardano că deja are creșteri destul de impulsive. Gala a început să miște și el și multe alte tokenuri. Și asta vă spuneam, luați-mi la purica materialele din septembrie pentru că multe au aplicabilitate și acum și cu ce o să se întâmple în următoarea perioadă și studiați-le foarte, foarte bine. Fiți înțelepți. Da? Înțeleptul învață din analiza și din greșelile altora. Prostul învață din greșelile lui. Probabil că mulți am fost și mai suntem câteodată proști că ne place să facem noi greșelile ca să învățăm. Căci că greșeala ta te învață cele mai multe lucruri. Și poate că pe alocuri este adevărat, dar trebuie să apelăm din când în când și la o notă sau o doză de înțelepciune. Nu este așa? Lasă-mi un comentariu dacă cumva ai o altă părere. Cât de bine ești expus acum în zona cripto și de cât timp mă urmărești dacă mi-ai urmărit toate aceste analize despre care discut în prezent, acum. După această corecție, eu cred că vom merge cel puțin, cum vă spuneam, până în topul din 2021, dar după această corecție pe altcoin-uri, da, probabil că ne vom reîntoarce în această primă zonă de supply importantă, da, care acum s-a transformat într-o zonă de cerere, de demand, de unde vom prelua din nou lichiditate, ca mai apoi să înceapă o creștere parabolică, un blow off top, da? Similar cu ce s-a întâmplat după corecția care a venit cu, începând cu luna mai 2021, când toată lumea a crezut că aici e topul și aici intrăm în bear market, dar nu a fost așa, da? A fost un fake out mai prelungit pe un time frame de, iată, o săptămână sau chiar pe două săptămâni dacă mergem, da? O corecție care a îngrijorat extrem de mult piața și care s-a întins, haideți să vedem cu precizie, pe circa 70 de zile. Asta înseamnă că această corecție care ne stă înainte, dar din nou mai avem de crescut până acolo puțin, se va întinde și ea probabil pe vreo 70 de zile. Deci probabil că dacă o să înceapă prin aprilie, o să se finalizeze prin mai, iunie, da? Cel mai probabil iunie, poate chiar spre iulie. Cam asta e viziunea mea despre monedele alternative și asta e marea provocare. Marea provocare se poate transpune sau traduce într-o întrebare. Da? Vom mai avea un ciclu de altcoin-uri cum le-am avut pe cele precedente, pe ultimele două? Eu cred că există o mare probabilitate și asta înseamnă că până prin februarie, aprilie, până la acea corecție, am putea să mergem de aici, pentru că aici a fost făcut analiza, da?
ori 25, ori 50 pe anumite tokenuri. Dar nu de aici, că deja am plecat ori 5, ori 10 pe multe dintre ele. Chiar în ultima lună ați văzut ori 5, ori 6 pe multe tokenuri, nu? Așa că s-ar prea putea ca analiza pe care am început-o pronunțat în septembrie, când eram pe acest canal paralel ascendent, să fie de un real succes. Atât eu cât și studenții noștri din Recu Capital ne-am plasat ca atare și mulți sunt în profitabilitate acum și stau pe o grămadă de bani și mai avem de făcut. Deopotrivă mă regăsesc în această situație, Doamne ajută, plăcută. De ce? Pentru că tot analizez lucrurile astea, transferul de dominanță, jocul de lichiditate de foarte mult timp, dominanța Bitcoin-ului, dacă ne uităm pe ea puțin, foarte important. Vă spuneam de aceste goluri. Golul 1 a fost umplut, golul 2 a fost umplut și cel mai probabil o să mergem să umplem golul 3. Dar asta înseamnă că nu a început pronunțat corecția, chiar dacă suntem pe time frame de o săptămână, în ultimele două săptămâni, pe un canal paralel, micuț început, descendent, nu, pentru că dacă dăm un zoom out și prelungim acest canal, suntem în continuare pe un canal paralel ascendent, deși aici am mai avut o tentativă să ieșim. Dar dacă ne uităm, tot ce avem aici este un șir de higher lows. Și nu doar în ultimul an, ci un șir de higher lows în ultimii, iată, 2 ani de zile. Haideți să facem și un calcul mai exact. În ultimele 672 de zile. Da? Deci discutăm deja de 2 ani de zile. Un șir lung de higher lows pe weekly. Când o să se invalideze acest șir de higher lows din punctul meu de vedere și o să se schimbe cu adevărat situația cu privire la dominanța Bitcoin-ului. Deja se transferă mulți bani în altcoin-uri, vreau să fiți atenți, dar probabil o să se invalideze dacă spargem acest suport cheie de la 53 și pe weekly am închide cu o lumânare la sub 52% din punct de vedere a dominanței Bitcoin-ului. Sau pur și simplu ce o să se întâmple acum e că o să pierdem din dominanță, da? Mai mergem până prin range-urile astea, după care, din nou, atenție, o să fim spre Bitcoin, pentru că și Bitcoin nu mai are de crescut și mergem să umplem ce? Să umplem și golul 3. Ca de aici să înceapă pierderea din dominanța Bitcoin-ului, da? Pe Ether și mai apoi pe monedele alternative. Foarte interesant. Ethereum. Zona de supply imediată, v-am spus și de zona aceasta. Foarte important. Targetează o zonă de supply secundară. Asta se transformă ușor într-o zonă de demand. Este foarte aproape să meargă spre maxime istorice și de maximele istorice nu este la mare procent de maximele istorice și mai are de mers. Bet-ul meu este minim 8.000 de dolari pe el, poate chiar 10.000 de dolari în acest ciclu important. Dacă ne uităm scurt la Bitcoin, haideți să-l analizăm și pe 4 ore. Da, pe un time frame mai mic. Suntem bullish din punctul meu de vedere. Da? Am preluat lichiditate din această zonă, 91.000, iar atunci când am început corecția de prin 99.000, da, această corecție de 10%, altcoin-urile multe n-au scăzut 10%, deci se țin extrem de bine. Dar din nou Bitcoin arată putere și acțiunea prețului este puternică. Nu avem nicio analiză tehnică prea mare să facem pentru că din nou o să intrăm la un moment dat în price discovery. Da? O să fim descoperiți, pentru că mai avem de crescut. Nu s-a terminat creșterea din punctul meu de vedere a, iată, Bitcoin-ului. Cu toate că celebrul Michael Burry, care a prezis criza din 2008, da, financiară și a făcut o grămadă de bani, pariind și împotriva băncilor și nu numai, a pus un mesaj pe X la el. El le pune și după le șterge și sunt o grămadă care stau să îi facă screenshot la postările acestea, în care a spus sell, adică vindeți. Da, se discută despre zona cripto. Chiar astăzi la o cafea cu un prieten stăteam de vorbă și Kellnerul discuta despre cripto. La masa din fața mea se discuta despre cripto. Acum se mai poate discuta uneori și că sunt eu acolo. Ce vreau să zic cu lucrul ăsta, oamenii știu că eu mă ocup cu zona cripto și atunci mai au tendința să mai discute, să vadă dacă mă uit la ei, dacă nu mă uit la ei. Da, pentru că mulți îmi urmăriți materialele. Dar cu siguranță începe ușor să se vorbească despre zona asta și poate să fie un semnal de sell, dar eu nu cred că încă este acel semnal, pentru că Michael Burry după criza aia a mai dat o bară cu anumite analize. Nu spun că afirmația pe care a făcut-o este una distorsionată, nici de cum, doar că conform ciclurilor și conform analizei și tehnice, dar fundamentale,
pe care eu am expus acum pe grafice cu privire la Total 3, ne arată că mai avem, doamnelor și domnilor, de mers. Vă invit călduros să vă amânați premium la noi în Greco Capital, pe canalul nostru de Discord, unde aflați mult mai multe lucruri despre zona asta, unde puteți să fiți expuși la lucrurile la care eu sunt expus, la analizele pe care le fac, mult mai profund, și să fiți expuși la ce investesc. Oportunități, idei, viziune. Chiar ieri și alaltăieri le-am spus studenților mei la ce mă uit, la ce tokenuri mă uit. Și de ieri până azi, anumite tokenuri deja au înregistrat o creștere frumoasă. Deci sunt multe oportunități. Aici este secțiunea de profituri, unde studenții noștri își expun profiturile. Chiar ieri am mai discutat pe secțiunea asta de profituri. Asta e singura care e gratuită, dar aici nu prea se discută, da? Se discută în școală, pe grupul de lounge, și avem multe alte canale despre care poți să înveți odată intrat și pe care să le explorezi, desigur. Dar vedem profiturile multora dintre ei, pentru că sunt expuse, da? Periodic ei își pun parte din tranzacții și își pun profiturile. Da? Vedem că Flash, unul din studenții noștri cheie, foarte, foarte buni, are un PNL într-o singură zi de 18.000, doamnelor și domnilor, de dolari, o creștere de 171%. Fantastic, el tranzacționează destul de agresiv și pe futures, îți trebuie mult discernământ și multă analiză și multă experiență ca să faci ce face el, dar în timp se poate ajunge la aceste rezultate. Dar eu am ajuns și mulți alți studenți se străduie să meargă într-acolo și cu siguranță, cu dedicare și cu studiu, se poate ajunge. Vreau să vă mai aduc la cunoștință și în vedere un lucru. Începând cu anul 2025, abonamentele premium se vor scumpi la noi în școală. Dar cei care intrați până atunci și cei care deja sunteți abonați premium o să rămâneți la același preț pentru totdeauna. Da? 50 de dolari pe lună, plată recurentă. E exact ca la Netflix. În fiecare lună ți se renuiește abonamentul și se iau bani de pe card automat, da, până se oprește plata recurentă. Deci, cei care rămâneți cu 50 de dolari pe lună și vă abonați chiar acum cu 50 de dolari pe lună, o să rămâneți așa. Din ianuarie o să crească prețurile. O să intrați automat în prețurile noi. Deci vreau să vă spun lucrul acesta și să fiți cu băgare de seamă, vreau să cunoașteți toate aspectele astea. Odată intrați în școală, citiți secțiunea de bun venit, aveți link-ul acesta, dați pur și simplu un click pe el și intrați ca abonați premium în Greco Capital, unde credem că aveți suficient de multe unelte și resurse ca să creșteți aici, să ajungeți să prosperați și să fiți eficienți în această piață, să ajungeți în timp să o biruiți, să o cuceriți. Vă salut cu mult drag, cu mult respect, al vostru Robert.